Se pare că transportatorii nu au fost îmblânziți, iar majorarea cu 12 bani a tarifului la cursele interurbane nu i-a mulțumit prea tare pe aceștia. Conducătorii auto nu exclud că până la sfârșitul anului vor solicita o nouă majorare a tarifului de până la 92 de bani, așa cum au cerut inițial. Declarația a fost făcută de către negociatorul cu Ministerul Economiei din partea transportatorilor, Veaceslav Găină, la emisiunea Tema Zilei de la Canal 2. Guvernul a majorat vineri tariful pentru călătoriile interurbane de la 48 la 60 de bani per kilometru. În cazul mijloacelor de transport moderne, prețul călătoriei va fi majorat până la 70 de bani per kilometru sau cu 22 de bani mai mult decât în prezent. Dar se pare că transportatorii au acceptat temporar acest scenariu. Eu gândesc în timp apropiat, solicitarea va fi depusă, cel târziu, anul ăsta ea va fi. Și ce condiții vor fi? Condiții, revenim la calculele care le-am prezentat prima dată. Adică până la 92 de bani. Da, dacă nu vor fi alte schimbări în prețul motorinii, pieselor, serviciilor. Încă de la începutul negocierilor, transportatorii au solicitat majorarea tarifului de la 48 la 92 de bani per kilometru. De cealaltă parte, autoritățile spun că administratorii de rute ar trebui mai întâi să ofere servicii de calitate și confort pasagerilor. Există un număr foarte mare de abandon a curselor, în special raionale. Noi dacă vorbim de curse raionale, fiecare al doilea sat întâmpină dificultăți în efectuarea serviciilor din sat în centru raional. Sunt, din păcate, anumite sate care în genere s-a produs un abandon și nu există serviciu regulat în momentul de față. Potrivit unor calcule estimative, costul unei călătorii interurbane cu tariful de 70 de bani pentru un kilometru va ajunge la circa 170 de lei pentru un bilet de la Chișinău la Briceni. De la Chișinău la Hâncești, biletul va fi de aproape 30 de lei, iar călătoria din capitală la Cahul va costa în jur de 120 de lei. Pentru călătoriile taxate cu 60 de bani per kilometru, prețul unui bilet din capitală spre Briceni va fi de peste 140 de lei, până la Hâncești de circa 25 de lei, iar până la Cahul călătoria va costa puțin peste 100 de lei. Biletele la transportul interurban s-au scumpit ultima dată în 2012 cu 10 bani pe kilometru.